Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, am ajuns acum la momentul în care să ne concentrăm mintea sănătoasă și luminată de Duhul Domnului și să revenim la ciclul de lecții pe care îl ținem duminică seara. Suntem în această seară, prin ajutorul Domnului, la lecția numărul 3 din ciclul de lecții Darurile Spirituale. În această seară, darul vorbirii despre cunoștință. Cu o duminică în urmă, am privit în cuvântul lui Dumnezeu la darul vorbirii despre înțelepciune. Darul vorbirii despre cunoștință nu are nimic de a face cu cunoașterea omenească și nu este deloc rezultatul studiului, indiferent că e vorba de un studiu teologic, de un studiu biblic sau de un alt fel de studiu. Altfel, nu ar mai fi un dar. Darul vorbirii despre cunoștință poate fi ușor confundat cu darul vorbirii despre înțelepciune, cu darul prorociei sau cu darul deosebirii duhurilor. Din următoarele considerente. Darul vorbirii despre înțelepciune, așa cum anticipam data trecută, se referă la o descoperire dumnezeiască și prezintă un eveniment viitor, începând poate chiar din prezent. Darul vorbirii despre cunoștință se referă la o descoperire dumnezeiască, dar care privește un eveniment din trecut înspre prezent. Caracteristica darului vorbirii despre cunoștință este arătată foarte bine în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 25, aici unde Biblia spune: tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Aceasta este o manifestare a darului vorbirii despre cunoștință. Omul vine în adunare nemântuit și vine cu trecutul lui, cu tainele din inima lui. Și atunci Dumnezeu folosește un vas sfânt, un vas ales dintre copiii lui. Și prin vasul acesta dă un cuvânt de cunoștință din atot cunoștința lui Dumnezeu. Din atot cunoștința lui Dumnezeu, care cunoaște trecutul acestei persoane care a venit în casa lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta de cunoștință descopere taine numai de el știute. În momentul în care persoana aceasta aude de la un necunoscut, de la un străin, vorbindu-se despre lucruri care fac parte din experiența trecutului lui, omul acesta se îngrozește, se sperie, cade la pământ și recunoaște că numai Dumnezeu poate să vorbească în felul acesta. Acesta este un exemplu al manifestării darului vorbirii despre cunoștință. Acest dar mai este menționat de două ori în scrierile Apostolului Pavel în Epistola către Corinteni, respectiv în capitolul 13, versetul 2 și în capitolul 14, versetul 6. Darul cuvântului despre cunoștință se va sfârși, ca toate celelalte daruri, la sfârșitul tuturor lucrurilor. Mai devreme sau mai târziu va veni o vreme când darul acesta va înceta. Însă el nu a încetat deja, așa cum nu au încetat nici celelalte daruri spirituale. Darurile spirituale au fost date bisericii ca o manifestare de putere. Aduceți-vă aminte că noi suntem cu studiul nostru la manifestarea de putere a Duhului Sfânt.
Și manifestarea de putere a Duhului Sfânt se face prin manifestarea darurilor. Darurile acestea au fost lăsate pentru ca Dumnezeu să-și manifeste puterea. Să descoperă, să zidească, să sfătuiască, să mângâie, să descopere taine, să vindece. Și în general, manifestarea darurilor spirituale manifestă puterea lui Dumnezeu. Este o declanșare a puterii dumnezeiești într-un anumit moment, într-un anumit loc. Darurile acestea n-au fost date pentru o vreme, ci ele au fost date bisericii. Și dacă biserica încă nu s-a sfârșit, nici darurile spirituale încă nu s-au sfârșit. Biserica lui Dumnezeu întotdeauna a avut nevoie de manifestarea acestor daruri. De aceea, manifestarea darurilor va ține cât ține biserica. Ele vor rămâne până la sfârșit. Ca și darul vorbirii despre înțelepciune, Dumnezeu transmite darul vorbirii despre cunoștință în mai multe feluri. Poate să-l transmită prin vis, poate să-l transmită printr-o vedenie, poate să-l transmită auzind o voce dumnezeiască în ureche, fără să vezi pe cineva, poate să-l transmită punând în duhul înțelegerea unor taine pe care mai apoi le spui. Și spui, așa vorbește Domnul. Pentru că acest dar nu este un mesaj procesat de oameni, adică nu este o predică, nu este manifestarea unei înțelepciuni omenești, nu este manifestarea unei filozofii, nici măcar a unui studiu biblic, ci este efectiv un cuvânt de cunoștință venit de la Dumnezeu, direct de la Dumnezeu. Există riscul ca această revelație a lui Dumnezeu, dată unui om pentru un alt om sau pentru un grup de oameni, la acest mesaj există riscul să se mai adauge ceva. Când eram în România, am avut o experiență când o soră era folosită de Dumnezeu pentru manifestarea darului de prorocie. Noi numim dar de prorocie, darul de prorocie, darul vorbirii despre înțelepciune, darul vorbirii despre cunoștință și câteodată și deosebirea duhurilor. Noi toate aceste patru lucruri le numim prorocie și în general cel care le face, face oficiul slujbei de proroc. Exista printre surorile adunării o femeie credincioasă, o femeie cu o viață sfântă, o femeie în vârstă, care avea de la Domnul din când în când mesaje de descoperire. Ceea ce m-a surprins pe mine este că femeia aceasta întotdeauna când vorbea mesajul pe care l-a primit de la Dumnezeu, în introducere ea avea o propoziție pe care o punea mereu și zicea așa: Iisus Hristos a venit în trup și a înviat în duh. Și aceasta o punea înaintea și în încheierea oricărei prorocii. Într-o zi am vizitat-o pe această soră și am întrebat-o: soră, mesajul acesta de descoperire pe care îl spui din când în când este de la Domnul? Ea mi-a spus da. Te rog să-mi spui care este forma prin care Dumnezeu ți-l descoperă. Și ea mi-a spus: frate, aud o voce care îmi spune și eu repede notez pentru ca nu cumva să uit o parte din mesaj. Dacă sunt în adunare, în momentul în care aud vocea, cu prima ocazie a unui moment potrivit, spun, așa vorbește Domnul. Și spun ce mi-a vorbit Domnul. Și acum mi-am pus o altă întrebare: soră, dar propoziția aceea din introducere și din încheiere pe care o spui mereu și pe ea o auzi? Și mi-a spus, nu frate, pe ea nu aud. Dar atunci de ce o spui? Și mi-a zis ea, așa scrie în Biblie. Este foarte greu să lămurești o persoană ca aceasta, că atunci când îți dă Dumnezeu un mesaj, efectiv nu ai voie să adaugi nici măcar un cuvânt și nici măcar să scoți un cuvânt. Nu ai voie ca să mai, pui în introducere sau în încheiere versete biblice care să dea mai multă autoritate prorociei. Nu. Și atunci eu am încercat să-i spun acestei femei următorul lucru: soră,
Crezi că cineva se mai îndoiește astăzi că Iisus Hristos a venit în trup? Toți oamenii care cred că Iisus Hristos s-a născut pe pământ știu că în trup s-a născut. Și ea m-a întrebat, dar ce vrei să spui, frate? Și i-am spus, uite, soră, cum stau lucrurile. În vremea în care s-au scris cuvintele acestea în Biblie, exista o filozofie numită filozofia gnostică, agnosticism. Și gnosticii aceștia, care înseamnă cunoaștere, un cuvânt care derivă din limba greacă, spuneau că Iisus este o persoană și Hristos este altă persoană. Sunt două lucruri diferite, două persoane distincte. Iisus este un om, iar Hristos este Dumnezeu. Dumnezeu, la un moment dat, Hristos a intrat în Iisus, iar înainte de jertfa de pe cruce, a ieșit din Iisus. Și ei mai spuneau că la Dumnezeu nu poți ajunge decât prin cunoaștere. Vine apostolul Ioan și spune copilașilor, Iisus este Hristosul. Și Hristos a născut în trup, nu este o vedenie, nu este o nălucă, nu a intrat în Iisus. Nu, ci s-a născut în trup. De aceea, atât de mult în vremea aceea, apostolul a insistat că Hristos s-a născut în trup. Soră, astăzi, toți oamenii care cred că Iisus Hristos s-a născut, toți cred că s-a născut în trup. Și toți știu că a înviat în Duh. Atunci când primești mesaje de la Domnul, nu mai pune nimic înaintea lor, chiar dacă sunt versete biblice. Pentru că nu ai dreptul să mai adaugi nimic la ce ți-a spus Dumnezeu să spui. Spune doar cuvintele pe care ți le-a dat Dumnezeu, atât și nimic mai mult, atât și nimic mai puțin. Există tendința astăzi, a existat întotdeauna, ca oamenii care au din partea Domnului anumite mesaje, ce vin prin vise, prin vedenii, prin o lumină dată în Duhul, o voce spusă la ureche, au tendința oamenii aceștia să adauge tot felul de lucruri pe care ei cred că dau autoritate mesajului, că face mesajul mai important, face mesajul mai puternic. Lucrul acesta este interzis și orice rob al Domnului care primește mesaje de la Dumnezeu, indiferent că sunt mesaje despre înțelepciune, despre cunoștință, deosebirea duhurilor sau prorocie, nu-și va permite să pună niciun cuvânt, nici în introducere, nici în încheiere. Pentru că mesajul de prorocie nu este o predică la care poți pune încheiere sau introducere, ci este un mesaj de la Domnul. Și atunci când spui, așa vorbește Domnul, trebuie să spui doar ce a spus Dumnezeu și atât. Aș vrea să privim puțin în Scriptură și în primul rând să observăm ce nu este darul vorbirii cuvântului despre înțelepciune. Sau ce nu este cuvântul vorbirii despre înțelepciune. În primul rând, ca și cuvântul vorbirii despre înțelepciune și darul vorbirii despre cunoștință, nu este un cuvânt despre lucrurile relevate, ci este o revelație. El nu explică o revelație dată, ci el este în sine o revelație. Cuvântul despre înțelepciune și despre cunoștință nu explică o revelație ca și predica, ci ele însele, în ele, sunt revelații directe primite de la Dumnezeu, proaspete, prezentate poporului. Imaginați-vă cât de mult există astăzi nevoie în adunare de manifestarea unui cuvânt despre cunoștință. Un al doilea motiv sau un al doilea lucru care explică ce nu este darul vorbirii despre cunoștință, darul vorbirii despre cunoștință nu este o înmulțire naturală a cunoștințelor intelectuale, fie pe cale naturală, fie pe cale supranaturală. Ci darul vorbirii despre cunoștință este un mesaj pe care îl primești atunci și îl spui. Așa vorbește Domnul. În al treilea rând, darul vorbirii despre cunoștință nu este ceea ce noi știm sau bănuim despre o persoană. Și mai punem ceva lângă și spunem așa vorbește Domnul. Dar noi spunem de fapt ce știm despre omul acela, ce am auzit despre omul acela sau ce bănuim despre omul acela. Așa ceva este interzis. Când pronunțăm cuvântul așa vorbește Domnul, în urmă nu trebuie spuse decât cuvinte venite de la Dumnezeu și atât. În al patrulea rând, nu este o profundă cunoaștere a Bibliei.
Persoana care sau prin care se manifestă darul vorbirii despre cunoștință nu-i predicator. El nu explică Biblia. El nu spune lucruri adânci din Biblie. Nu. Darul vorbirii despre cunoștință nu înseamnă să spui lucruri adânci din Biblie, ci înseamnă să spui cuvinte care vin direct de la Dumnezeu atunci și să spui așa vorbește Domnul. În al cincilea rând, nu este telepatie, adică capacitatea de a citi gândurile oamenilor. În al șaselea rând, nu este clarviziune, adică capacitatea de a cunoaște ce se întâmplă în alt loc, fără ca să fie atunci acolo. În al șaptelea rând, nu este precunoaștere, adică capacitatea de a cunoaște viitorul. Toate aceste capacități anormale, inspirate de forțe supranaturale, dar oculte, sunt interzise de cuvântul lui Dumnezeu. Printre altele, în Deuteronom, citim la capitolul 18, versetele de la 9 la 12. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urâciunile neamurilor acestora, să nu fie la tine nimeni care să-și treacă copiii prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de a ghici, nimeni care să aibă meșteșugul de a citi în stele, vestitor al viitorului, vrăjitor, descântător, nimeni care să cheme pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului. Și din pricina acestor lucruri, eu voi izgoni pe neamurile care au fost aici, înainte de tine. Cuvântul despre cunoștință nu este toate celelalte, nu este nimic din lucrurile spuse mai devreme, ci înseamnă o descoperire pe care o primești atunci de la Dumnezeu și spui doar ce ai auzit. Darul vorbirii despre cunoștință, așa cum spuneam mai devreme, este o împărtășire parțială a tot cunoașterii lui Dumnezeu prin care se descoperă faptele sau gândurile sau intențiile unui om sau unui grup de oameni. Haideți să observăm în Vechiul Testament care a fost modul în care s-a manifestat darul vorbirii despre cunoștință. Observați, vă rog, că Samuel cunoaște problema animalelor pierdute de Saul. Citim asta în 1 Samuel, capitolul 9. Samuel primește în Duhul un dar de cunoaștere și el știe unde Saul și-a pierdut animalele. Când și-a pierdut Saul animalele? În viitor? Nu, el și le-a pierdut în trecut. Darul despre cunoștință sau vorbirii despre cunoștință are legătură cu evenimente întâmplate în trecut până în prezent. Ce se întâmplă din prezent în viitor este cuvânt despre înțelepciune. Un al doilea exemplu este Samuel, care îl cunoaște pe Saul că este ascuns între vase. 1 Samuel, capitolul 10, versetul 22. Saul vine și se ascunde între vase. Samuel primește în Duhul un cuvânt de cunoaștere și în mod supranatural, din partea lui Dumnezeu, el are în cunoștință că Samuel este ascuns acolo, că Saul este ascuns acolo între vase. Priviți la Nathan, el primește în cunoștință păcatul pe care l-a înfăptuit David cu puțin timp în urmă. Se duce la David și îi spune, așa vorbește Domnul. Îi spune ce știe, ce i-a descoperit Dumnezeu. El nu știa despre David în urma cuiva care l-a trădat pe David. El nu știa despre David în urma unei cercetări amănunțite, ci el știa despre David în urma unui cuvânt de cunoștință. Dumnezeu îi dă capacitatea să cunoască păcatul pe care David l-a făcut. Daniel primește în Duhul o descoperire care explică un eveniment din trecut, adică visul lui Nebucadnețar. Daniel, capitolul 2, versetele de la 1 la 36, este întâmplarea aceasta prezentată în Biblie. Nebucadnețar are un vis și trec zilele în care el încearcă, folosindu-și ghicitorii personali, să-i tălmăcească, să interpreteze visul. Dar el nu mai știe nici visul, nici interpretarea. Și Daniel primește un cuvânt de cunoștință.
și îi spune ca și cum el ar fi avut visul și interpretarea. Acum vreau să vă întreb, frați și surori, cât de mare este nevoia în adunare să existe 1, 2, 3, 5 vase, bărbați sau femei, vase sfinte, vase care stau în post și rugăciune, vase care stau departe de păcat, prin care să se manifeste darul despre cunoștință, un cuvânt despre cunoștință. Și când suntem noi la rugăciune, să vină fratele sau sora și să meargă la persoana aceea care poate e slujitor în biserică și își permite păcate grele și grave și profită de faptul că nu-l știe nimeni și stă liniștit cu fruntea sus că el e slujitor. Dar să vină persoana aceea și să-i spună: așa vorbește Domnul. Cât de mare este nevoia aceasta în biserică? Frați și surori, mai ales frați și surori în vârstă, stați în post și în rugăciune și cereți de la Dumnezeu să vă dea Dumnezeu harul de a primi din partea Lui cuvânt de descoperire, fie că se numește prorocie, fie că se numește cuvânt despre înțelepciune, despre cunoștință, darul deosebirii lucrurilor, de duhurilor, dar în felul acesta se va forma o echipă de oameni care primesc descoperire și inspirație de la Duhul Sfânt. Și riscul ca să mai slujească oameni care au păcate ascunse se elimină, pentru că Dumnezeu va da pe față păcatele ascunse. Și în felul acesta Duhul Sfânt nu va mai sta deoparte pentru că slujesc oameni care își permit păcate grave. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, stați în post și în rugăciune și rugați-vă chiar dacă trăim în vremuri moderne, într-o viață de neprihănire pusă deoparte în cinstea Domnului, să primiți astfel de descoperiri, pentru ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă între noi. Iar persoanele care sunt purtători de păcate grele și profită de faptul că nu se știe și nu sunt dați pe față și stau în biserica lui Dumnezeu și aduc în ei, slujind tot felul de duhuri rele, oamenii aceștia să fie dați pe față și lucrarea lui Dumnezeu să fie făcută de oameni cu inima curată. Frați și surori, este nevoie! Haideți să observăm felul în care s-a manifestat darul vorbirii despre cunoștință în Noul Testament. În viața și activitatea Domnului Iisus Hristos, manifestarea acestui dar a fost foarte profundă. Permiteți-mi să vă dau câteva scurte exemple. În Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetele de la 24 la 25, Domnul spune: dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. De unde îi cunoștea? Îi se dădea prin Duhul capacitate supranaturală să-i cunoască la clipeala ochiului pe toți. Și nu se încredea în ei, pentru că le cunoștea inima. Noi stăm astăzi și ne încredem unul în altul. Vine fratele, zâmbește, dar în spate are pumnalul. Și nu știi. Și îți deschizi inima. Și mai târziu plângi, dar n-ai avut în cunoștință descoperirea. Hristos nu se încredea în ei, în zâmbetele lor, în cuvintele lor frumoase. Nu, pentru că El avea în Duhul descoperirea că ei sunt niște oameni duplicitari. Frați și surori, este o disperată nevoie astăzi de manifestarea acestui dar între noi, pentru ca să pună Duhul Sfânt capăt la viclenie, la duplicitate, la oameni ascunși și lucrarea Domnului să fie făcută transparent. Altfel facem anchete, altfel luăm martori, dăm declarații, procedăm omenește, pentru că în absența acestor descoperiri dumnezeiești suntem puși în situația să analizăm, să calificăm, să judecăm un caz. Și de cele mai multe ori nu avem suficiente probe, nu avem suficiente dovezi și nu întotdeauna ajungem la decizii drepte datorită lipsei de probe, lipsei de dovezi. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El știa ce este în om, El știa totul.
manifestarea darului de cunoștință, care descoperea trecutul oamenilor care veneau în prezența lui, era una profundă. El citea în trecutul lor. Trecutul lor era transparent pentru ei. De ce? Se manifesta darul de cunoștință. Vorbirea cuvântului de cunoștință. Aceeași Evanghelie, capitolul 1, versetul 48. Iisus l-a cunoscut pe Natanael pe când era sub smochin, fără ca să-l fi întâlnit înainte, dar în Duhul i s-a descoperit informații despre Natanael. Și atunci când Natanael vine, Domnul îi spune ce a știut înainte să-l cunoască. Și Natanael se îngrozește și recunoaște, aici este degetul lui Dumnezeu. Frați și surori, pentru că lipsește degetul lui Dumnezeu din adunare, oamenilor li se urcă la cap firea. Pentru că ei văd că nu există descoperire dumnezeiască și știu că nu sunt dați pe față în viclenia lor și în păcatele lor, își permit să vină în biserică și să treacă drept oameni sfinți. Pentru că niciun om în mod normal nu are capacitatea să știe ce ai făcut dumneata sau eu ieri, azi noapte sau alalte. Vin oamenii aici și noi pe toți îi respectăm și iubim ca pe frații noștri. Însă cine știe ce au făcut acești frați ieri, alalteri, acum o săptămână, anul trecut? Lucruri pe care dacă le-am ști s-ar descalifica pentru slujbă, dar nu le știm. Este nevoie de degetul lui Dumnezeu. Astfel, păcate grele sunt ascunse. Și lucrarea lui Dumnezeu se face în prezența multor păcate care îngreuiază lucrarea spirituală. Și vii și te rogi și nu e ungere. Vii și predici, nu e ungere. Vii și cânți, nu e ungere. Vă aduceți aminte câtă ungere a fost când Acan a păcătuit? N-a mai fost ungere. Frați și surori, avem nevoie să-L înduplecăm pe Dumnezeu prin post și rugăciune, printr-o viață de neprihănire, să-și deschidă gura din nou și să trimită ba pe unul, ba pe altul, ba pe unul, ba pe altul, pe cine vrea El și să spună, așa vorbește Domnul. Și Acan să fie dat pe față și lucrarea spirituală din biserică să nu mai aibă pricină de potignire, să nu mai meargă cu roata frânată și să fie dezlegată lucrarea lui Dumnezeu. Frați și surori, rugați-vă să vi se dea harul de a avea din partea lui Dumnezeu tot soiul de descoperiri. Cuvinte despre înțelepciune privind viitorul, cuvinte despre cunoaștere privind trecutul, deosebirea duhurilor, să știm de ce duhuri sunt călăuziți oamenii care vin și slujesc. Altfel îi apreciem omenește. Iisus a cunoscut viața samaritencei fără ca cineva să-i fi spus despre ea. În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, dumneavoastră știți că Domnul stă de vorbă cu această femeie nefericită și îi pune în față tot trecutul ei. Și femeia aceasta efectiv se îngrozește și știe că nu poate fi decât Dumnezeu acesta. Cine cunoaște trecutul decât Dumnezeu? În Evanghelia după Luca, capitolul 9, Domnul cunoaște conflictul care tocmai avusese loc între ucenici. Conflictul în care ei s-au certat care să fie mai mare. Și a spus, eu-s mai mare. Celălalt a spus, ba nu, eu sunt. Dar ce argument ai? Uite ce argument am, că-s mai bătrân. Dar tu ce argument ai? Păi eu am stat mai aproape de Domnul. Dar tu ce argument ai? Și tot felul de argumente omenești. Și s-au certat pentru întâietate. Domnul îi lasă, termină cearta și mai apoi îi cheamă și le spune, ce faceți voi nu este bine. Și oamenii aceștia sunt îngroziți. De unde știe Iisus ce am vorbit noi? A fost manifestarea unui dar al vorbirii despre cunoștință. Hristos a putut să vadă în trecutul apropiat conflictul dintre ei. Un astfel de dar este astăzi extrem de necesar în Biserica lui Dumnezeu, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se curățească și oamenii care vin în sanctuar să aibă frică, să aibă teamă, să știe că Domnul îi poate da pe față, să nu mai umblăm după dovezi și după mărturii.
În Marcu, capitolul 2, versetul 8, Biblia spune: îndată Iisus a cunoscut prin Duhul că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inima voastră? Eu nu-mi pot permite să merg la niciunul dintre dumneavoastră și să vă spun de ce ai astfel de gânduri în minte. Pentru că eu nu am capacitatea, oricâte școli aș face, să merg și să citesc gândurile oamenilor, decât numai dacă Dumnezeu mi-ar da harul să mi se descopere la un moment dat care sunt gândurile oamenilor cu privire la mine sau cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Frați și surori, rugați-vă pentru un astfel de dar. O a doua persoană prin care se manifestă din abundență darul vorbirii despre cunoștință este Petru. Vă dau un singur exemplu. Acesta este extrem de grăitor. Aduceți-vă aminte că noi convertiți, după obiceiul apostolilor, își vând proprietățile și banii câștigați îi pun în trezoreria adunării, la picioarele apostolilor. Și fiecare își luau de acolo în funcție de nevoile lucrării. Și Anania și Safira își vând și ei proprietatea. Dar vin la picioarele apostolilor și spun că au vândut proprietatea cu altă sumă, cu o sumă mai mică, și au oprit ei o parte din bani. Dintr-o dată în Duhul lui Petru vine un cuvânt de cunoștință care face lumină asupra minciunii care tocmai se întâmplase în viața acestei familii. Și Petru spune: nu pe oamenii ați mințit, ci pe Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt mi-a dat mie să cunosc ce ați făcut voi. Și știți care este sfârșitul lui Anania și Safira. Acesta este un exemplu tipic de manifestare a darului vorbirii despre cunoștință. Când vine Duhul Sfânt și dă pe față un păcat ascuns, vă imaginați câtă frică a intrat în generația aceea de credincioși? Când pentru o simplă minciună o familie a trecut la clipeala ochiului în veșnicie? Vă imaginați câtă frică? Mai îndrăznea cineva să mintă? Mai îndrăznea cineva să bârfească? Mai îndrăznea cineva să divorțeze? Mai îndrăznea cineva să avorteze? Mai îndrăznea cineva să... Nu mai îndrăznea nimeni, pentru că era atât de iminentă pedeapsa lui Dumnezeu, încât o frică a intrat în oameni. Astăzi oamenii nu mai au frică, vin în adunare și zic: dar tu cine ești, mă, să-mi spui mie ce să fac? Pentru că prezența lui Dumnezeu nu mai este atât de pregnantă, atât de puternică ca să stea împotriva oamenilor. Și este un om împotriva unui alt om. Frați și surori, rugați-vă pentru manifestarea darurilor spirituale, dar pentru asta trebuie post, rugăciune și sfințenie. Post, rugăciune și sfințenie. Suntem sute de oameni aici, mai mulți decât erau în bisericile de la sat din România. Dar trebuie să recunoaștem că astăzi sunt curente, curente care fac din modul nostru de viață nepotriviri cu sfințenia, cu postul și cu rugăciunea, cu prioritate pentru lucrurile spirituale. În această seară, din nou, vă chem pe toți cei care sunteți aici, stați înaintea Domnului cu post, cu rugăciune și cu sfințenie. Și unuia îi se dă să fie proroc, unuia să fie evanghelist, unuia să fie păstor, unuia să fie învățător, unuia să aibă darul cârmuirilor, unuia să aibă darul ospitalității. Nu se dau toate darurile unui om. Și Duhul Sfânt împarte fiecăruia cum voiește El. Rugați-vă să primiți și dumneavoastră ceva de la Domnul și să fim împreună o echipă de slujitori și fiecare să spună ce i-a spus Duhul să spună. Și în felul acesta, lucrarea lui Dumnezeu va deveni curată și transparentă. Altfel, multe lucruri se vor ascunde și lucrarea lui Dumnezeu va înainta cu greutate datorită păcatelor ascunse pe care nimeni nu știe să le dea pe față. Penultimul lucru pe care îl spun este scopul darului vorbirii despre cunoștință. Descoperirea
lucrurilor făcute în ascuns este primul scop al acestui dar. Dumnezeu descoperă lucruri făcute în ascuns pentru ca atmosfera din mijlocul credincioșilor să fie una neprihănită și curată. Atunci când Anania și Safira au mințit, Dumnezeu a manifestat darul vorbirii despre cunoștință pentru ca atmosfera între apostoli să nu fie pângărită de păcatul celor doi și atmosfera să fie sfântă și curată. Și atunci a venit Dumnezeu și a curățit atmosfera și a vorbit împotriva păcatului acestor oameni. Frați și surori, cum este atmosfera astăzi între noi? Noi nu știm. Pentru că cu ochii de carne noi nu vedem dincolo de cămașă și de haină. Vedem costumul elegant, dar dincolo de el nu vedem nimic. Dacă ne-ar da Domnul harul, și în harul acesta să fie un cuvânt de descoperire, un cuvânt de înțelepciune, un cuvânt de cunoștință, un cuvânt de deosebire a duhurilor, un cuvânt de prorocie, și să știm că se poate ridica ba din banca aia, ba din banca aia, ba din banca aia, ba din banca aia, un tânăr sau un bătrân, un bărbat sau o femeie care să spună așa vorbește Domnul, atunci ne-ar fi frică să mai venim în casa lui Dumnezeu oricum, cu un trecut discutabil, păcătos și murdărit de tot felul de păcate. Dar pentru că ne-am obișnuit că Domnul nu mai spune nimic, ne permitem să venim în îndrăzneala firii și să zicem, las că Domnul nu descoperă nimic. De ani de zile n-a vorbit, doar nu vorbi astăzi. Frați și surori, nu trebuie să vă dau eu voie. Dacă Dumnezeu vă dă un cuvânt, atunci trebuie să-l spuneți. Dar dacă îl spuneți, să fiți siguri că Dumnezeu vi l-a spus. Să fiți siguri că Dumnezeu vi l-a spus. Să aveți o viață de post, de rugăciune și de sfințenie, pentru ca să puteți fi folosiți de Dumnezeu pentru descoperiri dumnezeiești. În al doilea rând, scopul darului vorbirii despre cunoștință este să descopere trecutul cuiva care încearcă să inducă în eroare lucrarea lui Dumnezeu sau slujitorii lui Dumnezeu. Să descopere trecutul cuiva, cuvintele, intențiile, gândurile, faptele, sentimentele, cineva care încearcă să inducă în eroare lucrarea lui Dumnezeu. În al treilea rând, să descopere tainele inimii omenești. De ce? Pentru ca să descurajeze pe cei care au păcate ascunse și să încurajeze la pocăință pe cei care sunt descoperiți. Aduceți-vă aminte cum spune în 1 Corinteni, capitolul 14, când intră un necredincios și este tainele inimii lui sunt date pe față, el va cădea cu fața la pământ și va spune, în această adunare eu m-am întâlnit cu Dumnezeu, eu mă pocăiesc. Observați cât de eficient este darul acesta chiar și în evanghelizare. În concluzie, darul vorbirii despre cunoștință privește în trecut până în prezent, dând pe față lucruri întâmplate sau care se întâmplă acum. Darul vorbirii despre cunoștință cooperează foarte strâns cu darul vorbirii despre înțelepciune, cu darul de prorocie sau cu darul deosebirii duhurilor, atât de strâns cooperează, încât foarte des nici nu știm ce dar se manifestă. Vorbește cineva și aproape că nu știi ce dar a fost. Toate aceste patru manifestări de descoperire aparțin slujbei de proroc. Atenție, nu darului de proroc. Aparțin slujbei de proroc și caracterizează activitatea prorocului. Noi pe toți patru îi numim proroc. Și dacă cineva are un cuvânt de descoperire, noi îi spunem proroc și nu îi spunem rău. Dacă are un cuvânt de înțelepciune sau de cunoștință sau de deosebire a duhurilor, noi îi spunem proroc și nu îi spunem rău. Dacă are un cuvânt de prorocie
Numai scopul deosebește darurile. Numai scopul le deosebește. Priviți în Scriptură și veți constata că scopul unei prorocii e diferit de scopul darului cunoștinței sau înțelepciunii sau deosebirii duhurilor. Fiecare are un scop diferit, pentru că Dumnezeu, cu fiecare lucru pe care îl face prin cineva, vrea ca în biserica sa, într-o familie, într-un grup de credincioși sau într-o persoană, să lucreze voia sa. În încheiere, frați și surori, vă chem din nou la lucruri sfinte. Mai mult decât la școli, școlile sunt necesare. Noi avem 15 persoane la seminarul Eclesia. Ne bucurăm de oamenii aceștia care se pregătesc teologic. Avem nevoie de păstori și de învățători. Slujbă care se face prin pregătire, prin post, prin rugăciune, prin explicația Bibliei. Dar în același timp, în adunare, frați și surori, nu ne putem limita la slujba de păstor și de învățător. Avem o disperată nevoie de descoperire dumnezeiască, care să dea pe față taine ascunse. Învățătorul nu dă pe față taine ascunse, că nici nu e scopul slujbei lui. Învățătorul explică Biblia. El îi conduce pe oameni la o viață morală. El îi conduce pe oameni la integritate, la caracter, la un comportament creștin. Însă dincolo de asta, un învățător nu cunoaște tainele ascunse ale inimii. El doar cunoaște Scriptura în profunzime. Un păstor este un îngrijitor de suflete. Dar avem nevoie de un cuvânt care să privească viitorul, adică un cuvânt de descoperire. Și să vină la păstor un frate și să spună, așa mi-a descoperit Domnul pentru viitor. Să faci așa și așa și așa. Dar nu vine nimeni, frate și surori. Nu vine nimeni. Pustiu. Să vină altcineva și să spună, așa îmi vorbește Domnul. Cu tare, așa a făcut, nu mai poate sluji. Dar nu vine nimeni, frate și surori. Sau un cuvânt de deosebire a duhurilor. Să spună Duhul Domnului, el nu-i călăuzit de un duh bun. Și atunci știu ce să fac. Dar nu vine nimeni, frați și surori. Sau un cuvânt de prorocie pentru zidire, pentru sfătuire, pentru mângâiere, care nu neapărat conține taine. Fraților, a venit timpul să ne aducem aminte sau dacă n-am știu să învățăm care sunt scopurile acestor daruri. Ele nu sunt toate la fel. Sunt foarte diferite. Avem nevoie să se audă între noi aceste cuvinte. Rugați-vă, frați și surori, tineri și bătrâni, să primiți din partea Domnului astfel de haruri. Vreau să știți că este inițiativa lui Dumnezeu ca să dea fiecăruia ceva. Fiecare trebuie să aibă un dar. Fiecare trebuie să aibă un dar. Roagă-te lui Dumnezeu în cămeruță și spune-i, Doamne, folosește-mă și pe mine, te rog. E atâta confuzie, Doamne. Oamenii au devenit atât de firești. Se ridică unii împotriva altora pentru că știu că nu vorbește Domnul, ci tu vorbești doar prin oameni și ăstora vor să le închidă gura. Doamne, dă-mi te rog un cuvânt. Roagă-te, frate și soră, să primești un cuvânt, să primești un vis, să primești o vedenie, să primești o descoperire dumnezeiască și să o spui în adunarea lui Dumnezeu. O astfel de atmosferă supranaturală motivează puternic pentru pocăință. Pentru că ți este frică să mai vii în adunare oricum, știind că Domnul s-ar putea să spună despre tine și să te facă de rușine. Nu este anormal să vorbească Domnul astăzi. Nu este anormal, e normal. E normal, frați și surori, să ne rugăm, să postim, să venim marțea la timpul de rugăciune și să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Sunt vremuri grele, vremuri de necredință. Vremuri în care tot felul de lucruri se ridică și împiedică lucrarea lui Dumnezeu. Dar avem nevoie să ne pocăim, să ne smerim, să postim și să ne rugăm. Dumnezeu vrea să te folosească. Nu numai pe bunicii noștri a folosit Dumnezeu. Vrea să ne folosească pe noi, pe noi și pe copiii noștri. Samuel n-a fost în vârstă când l-a chemat Domnul. A fost un tinerel. Iosif a fost un tinerel. Ieremia a fost un tinerel. Moise a fost un tânăr, Isaia a fost un tânăr, Ioan a fost un tânăr, David a fost un tânăr. Tinere care în seara aceasta ești în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te folosească, dar trebuie să te oprești cu păcatul.
Trebuie să te oprești cu păcatul. Trebuie să te oprești. Hotărăște-te în seara aceasta înaintea Domnului să te oprești. Hotărăște-te! De ce să nu fii tu un proroc în generația ta? De ce să nu vină Duhul Sfânt peste tine și să te folosească și să vorbești între sutele astea de oameni? Așa vorbește Domnul! De ce generația noastră să n-aibă proroci? De ce? Duhul Domnului pe tine te vrea să te sfințești. Pe tine te vrea să te sfințești. Cu post și cu rugăciune. Oprește-te de la atâtea filme. Oprește-te, omule. Oprește-te de la atâta TV și cinema. Oprește-te. Oprește-te de la atâta fire. Oprește-te. Oprește-te de la prea multă activitate sportivă și deloc pocăință, deloc rugăciune, deloc citirea Bibliei, deloc post. Oprește-te. Încearcă să ai echilibru în felul în care trăiești, pentru că Dumnezeu vrea să te folosească. Toate-s bune, dar fiecare la locul Lui. Toate-s bune, dar fiecare la locul Lui. Oprește-te, fă ceva pentru Dumnezeu, fă ceva pentru generația asta în care trăiești. Stai 15 minute în rugăciune înaintea Domnului, citește în fiecare zi în Scriptură, ia-ți o zi de post și dacă Domnul nu va lucra în viața ta, să vii la mine și să-mi spui. Indiferent că ești la balcon sau în sală în seara aceasta, tu te simți vinovat pentru că tu-ți cunoști prioritățile. Tu-ți cunoști modul în care îți administrezi timpul într-o zi. Și te preocupă școala, munca, banii, mașinile, distracția, sportul, plăcerile, confortul. Și dincolo de asta ne-a mai rămas un suflet. Frați și surori, sufletul nostru are nevoie ca în adunarea în care venim să se manifeste darurile Duhului Sfânt. Noi putem să vorbim mult și bine. Fiecare cum este călăuzit. Dar dacă nu venim să ne rugăm, degeaba vorbim. Dacă nu ne punem pe post, pe rugăciune și pe sfințenie, dacă nu facem schimbări concrete în viața noastră, scumpă Biserica Domnului Iisus, ne stau în față 7 zile. Ce plan ai cu aceste 7 zile? Nu simți în seara aceasta cum îți vorbește Dumnezeu ca un tată? Atât de dulce și atât de gingaș, te respectă Dumnezeu și vine la tine ca la un prinț să-ți spună că vrea să te folosească. Te cheamă Dumnezeu să te pui deoparte. Nu trăi ca ceilalți oameni din generația ta, pune-te deoparte. Nu bârfi dacă alții bârfesc, nu minți dacă alții mint, nu fura dacă alții fură, nu întrece măsura cu lucrurile dacă alții o întrec. Pune-te deoparte, pune-te deoparte să aibă adunarea un proroc. Să aibă adunarea daruri de descoperire. Pune-te deoparte, tânăr sau bătrân, bărbat sau femeie. Pune-te deoparte, frate, de la balcon sau din sală. Pune-te deoparte! Pentru că ne cheamă Dumnezeu să îl slujim. Vrem să fie foc în adunare. Cine să-l aducă? Aș vrea să stăm înaintea Domnului la rugăciune în seara aceasta și fiecare dintre noi, la vârsta la care am ajuns, să venim înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem cât bine ne-a făcut Domnul. Frații mei, sunt oameni în România care poate n-au nicio amărâtă de bicicletă. Și noi avem atâta confort. Într-o zi, confortul acesta ne va judeca. Pentru că Dumnezeul care ni l-a dat, nu ni l-a dat ca să devină Dumnezeul nostru. Ci confortul trebuie să rămână confort. Iar noi trebuie să rămânem disponibili pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă este seara de rugăciune, mă duc să mă rog, pentru că ce credincios sunt eu fără rugăciune? Vă chem în seara aceasta să luați decizii în dreptul dumneavoastră. Duhul Sfânt vă luminează suficient în seara aceasta, ca și până acum, și ca și de acum încolo, ca să știți ce să faceți cu viața dumneavoastră. Un lucru e clar, e concluzia fiecăruia. Viața e scurtă. Ce faci cu ea? Noi vorbim despre părinții noștri sau despre bunicii noștri. Mai știi cu tare ce predicator era? Mai știi cu tare ce proroc era? Mai știi cu tare ce vise avea? Când copiii noștri se vor face mari și când vor vorbi despre generația mea, vor putea ei să-și aducă aminte de Luigi Mițoi ca de un predicator mare, nu în sensul omenesc mare, ca de un proroc puternic, ca de un văzător puternic, ca de un om cu un cuvânt de înțelepciune puternic.
Sau va spune despre mine că cu gura spuneam o evanghelie și cu viața trăiam alta? În seara aceasta noi scriem o istorie pentru copiii noștri. Și vă rog, frați și surori, acceptați că trebuie să ne pocăim, să ne sfințim, să începem o perioadă de sfințire specială cu post și cu rugăciune și să cerem de la Dumnezeu să înceapă darurile Duhului Sfânt să lucreze între noi. Nu ne lipsește nici că avem pâine, avem apă, avem mașini, avem neveste, avem de toate. Avem de toate. Ne lipsește doar puterea Duhului Sfânt. Acest Duh Sfânt care s-a supărat. Acest Duh Sfânt care nu ne mai dă nimic, pentru că nu ne arde să primim ce ne dă El. Vreau să ne rugăm în această seară, să plângem, să ne pocăim, să ne sfințim, să ne punem viața deoparte, frați și surori. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne rugăm împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.